Băile sărate de la Telega au fost deschise săptămâna trecută. Renumit în toată țara pentru beneficiile pe care le aduce sănătății, lacul cu apă sărată este o atracție întreaga vară. Am venit în fiecare an, fac și salină, că am o afecțiune cronică pulmonară, o bronșită cronică și mă simt foarte bine. Cum e apa și cât de mult vă ajută? Foarte mult, foarte mult. Este foarte curat acum. În perioada asta, îmi place foarte mult. De unde sunteți? Din Brăila. Telega dintotdeauna a fost recunoscută prin băile minerale care le are și tot prin acest punct de atracție foarte mulți vizitatori s-au îndrăgostit de localitatea noastră și au venit și au cumpărat pământul și au făcut și vile de vacanță și chiar locuințe cu caracter permanent. Arată o stabilitate mai mare față de celălalt. Să sperăm că nu vor fi probleme și la acest acum, la cel de jos sunt probleme foarte mari din punct de vedere al plecării apei din lac, al alunecărilor de teren. Cei care nu vin doar pentru relaxare, ci și pentru tratament, se pot caza în cadrul complexului și își pot petrece timpul și în salina amenajată încă de anul trecut. Anul acesta avem o noutate, cazare la butoaie, cu salina, care anul trecut am deschis-o, dar spre sfârșitul sezonului. Programul este zilnic de la 8 la 20, atât pentru baie, cât și pentru restaurantul de sus, care îl avem. Iar tarifele sunt diferențiate. Luna iunie, 1.300.000 camerele de 2 locuri și 1.500.000 camerele de 3 locuri, iar în iulie și august va fi o majorare a lor. Persoanele care rămân cazate la băile de la Telega mai mult de 3 zile beneficiază de camere la 100 de lei, iar intrarea în complex este de 13 sau 15 lei pe zi.